Adrian Enache. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Îi place și lui tăticu, cântă miua la velicu. Da, da, nu sta departe, haideți cu toți la Life lui Enache, frate! Mi-a plăcut dintotdeauna să cânt. Să știi că eu nu am studii muzicale, de niciun fel, eu sunt de pe prispa casei. Dacă Dumnezeu mi-a dat acest har minunat, de ce să nu-l împărtășesc cu cei care m-au făcut publicul la ora actuală, ceea ce sunt? Nici sus, nici jos, sunt pe la mijloc. Cum s-ar spune, ești cântăreață bio. Naturală 100%. Fără ingrediente, fără adaos. Și nu ești deloc la mijloc. Ești foarte sus, crede-mă. Nu, nu, n-aș vrea să fiu. Știi de cine, nu trebuie să vrei tu. Așa nu, ești tu, așa te percepe lumea, toată lumea vorbește frumos de tine. Să mai am trepte de urcat. Dar las că să mai ai și trepte de urcat. Da, pentru asta o să-ți primești tu ceva. Am nepoată frumoasă, Vârciule, mai stai pe acasă. Adică să stea la locul lui, nu? Că am înțeles că a fost. Nu, el, nu. Nepoata mea este... căsătorită. Nu, mă, dar mai este de mult. Bine. Mă, au fost prieteni. De ce? Păi și apoi a zis să stea acasă. Nu, mă, nu. Să știi că Liviu Vârci este o vedetă extraordinară. Da. Și un om extraordinar, da. Stilul, și are viața lui. Ia-ți mireasă ziua bună de la tată, de la mumă. Ce se aude, măi necuță, joacă sârba în poieniță. Hai necu și noi la joc, să nu ne lăsăm deloc. Hai de 3 săptămâni jumate, eu intrat în joc de spate, eu intrat în joc de spate, măi vădiță măi. Și-am dat cu toate șele să iasă juniu din șele, să iasă juniu din șele, măi vădiță măi. Altul mi-a spus că ai stat la pat bolnavă. Eu nu știu cum să cred atâtea vești. Când din scrisori eu văd bună măicuță, că tu mereu, mereu în tine. Asta e trofa care o omoară. Ce bine. Aud că ai mașină mică, ce-i drept drumul rău pe la noi. Dar poți să vii cu ea, Ionică, ți-o spală mama de noroi. Dar poți să vii cu ea, Ionică, ți-o spală mama de noroi. Băi, nu mai pot, nu mai pot. Doamne, Maica, Doamne. Dragi. Ce fericire că ai părinți. Ce? Dar nu mai pot. Mie mi-a plăcut. Uite, ai plâns și tu. Ionică, Ionică, băiatul meu cel scump și drag, te așteaptă o bătrânică, mereu plângând în prag. N-ai frică și n-ai teamă, că traiul mi-e ușor. Ionică, Ionică, de tine este dor. Noi ne-am dus la țară în 1900. Dar mai omul. Da, după ce am ieșit eu la pensie în 96. Așa? Ne-am dus să tăiem porc acolo la țară, alte obiceiuri, alte, da. Nu, nu, la mine, la mine acasă la Ireasca, da. Aveam sobă teracotă cu da. Să nu spui că monoxidul de carbon, da, de la, da. Din cauza asta. Și atunci a fost dimineață când m-am dus să-l scol mâinică, dar noi am încălzit apă, tot ce facem, nu, trebuie să tăiem porcul. Și el era în comă. Da, și pe urmă, da, el dimineață s-a trezit și a spus, fii atent cum, așa, s-a trezit? Și, da, s-a trezit, a deschis așa ochii și a zis, mă doare piciorul. A făcut deci l-a trăit după intoxicația. Da, bineînțeles că da, nu. Sigur că da. A, păi am căscat. Da, da, și da. După aia? 2013 a murit, da. Și după aia de ce a murit totuși? Pentru că el avea două cheaguri pe aortă care nu puteau fi dizolvate. Uneori aș vrea să renunț la Facebook pentru că
Sunt și comentarii și așa, așa, da, așa, da, știți? Da, da, da. Mă doare când... Răutăcioase, da, invidioase. Că... Da. Și asta a zis, mă, lasă fiecare să gândească cu vrea. N-am răspuns niciodată, corect, pentru corect. Că n-are rost și eu îmi văd de viața mea ești în continuare. Ești o mătase fină, tu n-ai cum să cobori la nivelul lor. Jennifer Barron, Jennifer Barron, Jennifer Barron, yeah. Ba-ba-ba-lu, my, the backbone band, gotta go. She don't just want to do it. Rock to the fist, rock to the west. Bop, bop, no more, the backbone bass. Da, mioara, da. Da, da, nu sta departe. Vino la life-ul lui Enache. O să fie ca la nuntă. A venit și marele Paul Stângă. Îi place și lui tăticu. Cântă mioara velicu. Da, da, nu sta departe. Haideți cu toți la life-ul lui Enache, frate! Vai de mine și de mine. Ce miros de distracție vine, iată și astăzi o ediție de colecție, pentru că o am invitată pe One Woman Show al folclorului românesc, îi spune așa, Mioara Velicu, pentru că într-adevăr este o One Woman Show și îmi face atât de mare plăcere să cânt cu Mioara de câte ori avem ocazia, fie în emisiunile mele, fie unde mă mai invită Mioara, unde o mai invit și eu, fie în turneile din Statele Unite, oricum noi doi facem senzație, pentru că stăpânim niște trompete unice, trompete naturale care vin de aici din gât. Și noi cântăm cu trompeta din gât, o să vedeți pe parcursul emisiunii. Pentru admiratorii noștri, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și dați comentarii și share acolo la live-ul lui Enache. Este emisiunea odată la două săptămâni, marțea, în direct odată la două săptămâni, marțea la 20:45. Dar în rest puteți vedea toate emisiunile pe care le-am făcut timp de 2 ani și ceva încoace, pentru că sunt postate toate pe YouTube. Așa că nu ezitați să dați share și comment și veniți cu toții la canalul de YouTube Adrian Enache, la Life-ul lui Enache. Așa cum am spus, Mioara, bine ai venit la Life-ul lui Enache, această emisiune nebună, nebună, nebună în sensul frumos al cuvântului. Bine te-am găsit și să știi că așteptam de mult și mă gândeam, mă, în sfârșit mi-a venit și mie rândul să fiu la live-ul lui Enache și mai ales că este și prietenul meu, Paul Stângă, aici, într-adevăr o să fie cam nebunie, știi? Mioara Velicu și-a început cariera în 1963, mamă, eu eram în scrisori. Să nebunesc, Paule, scrisori. Tu erai în mesaje pe telefoane. Eu în scrisori. Sunt era mândru. Cu minus 10 ani. Cu minus 10 ani, da. Și sunt nespus de mândru că fac și eu parte din istoria muzicală a orașului și a județului Galați, pentru că Mioara Velicu este din județul Galați, din satul Ireasca, comuna Gohor. Da. Și a, pentru să fac o rimă, satul Ireasca, comuna Gohor, cu o mare dragoste pentru folclor! Știi că noi moldovenii suntem frumoși, deștepți și modești de nu se poate. Și modești, da. Mi-ai zis tu la emisiunea mea pe Național, la Star Show, cu femeia moldoveancă. Da, că sunt de două feluri. De două feluri. Doamne și Doamne ferește. Și Doamne ferește. Da. Ia zi, Mioara, de la cine ai moștenit tu talentul ăsta, vocea păi, asta frumoasă? Talentul, cred că în primul rând, de la Dumnezeu, un har. Vocea minunat. Și talentul, da? Ce vă recomandă? Exact. Vocea și talentul. Da. Eu am moștenit-o pe mama mea, pentru că era o foarte bună cântăreață a satului. Și ținea balurile, nunțile. Șezătorile, nu? Da, șezătorile, vai, ce claca frumos. Nu era? Clacă, clacă, da, la noi da. Așa se păi spunea, nu, clacă. Am crescut clacă și eu pe la bunici. Spunea, da, și de acolo chiar și am învățat foarte multe cântece, pentru că mie îmi plăcea, mi-a plăcut dintotdeauna să cânt. Să știi că eu nu am studii muzicale, de niciun fel, eu sunt de pe prispa casei.
Dacă Dumnezeu mi-a dat acest har minunat, de ce să nu-l împărtășesc cu cei care m-au făcut publicul la ora actuală, ceea ce sunt? Nici sus, nici jos, sunt pe la mijloc. Cum s-ar spune, ești cântăreață bio. Naturală 100%. Fără ingrediente, fără adaos. Și nu ești deloc la mijloc. Ești foarte sus, crede-mă. Nu, nu, n-aș vrea să fiu. Știi de cine, nu trebuie să vrei tu. Așa nu, ești tu, așa te percepe lumea, toată pentru că lumea mie vorbește îmi place de tine. Să mai am trepte de urcat. Da, las că să mai ai și trepte de urcat. Da. Uite, ai venit la Life-ul Ionache, cine știe, mai târziu mai fac eu vreo emisiune, că tu ai fost la toate emisiunile am mele. Fost, și ai urcat toate treptele. Și acum după Life-ul Ionache îmi propune mie Paul ceva. Mergem în Spania la Paris. Ce să fac cu emisiune? Știi că am făcut live-ul lui Enache de la Las Vegas, în sezonul nou, când am venit la Leho Studio aici. Am venit cu un live făcut la Las Vegas cu Cătălin Marionistor, prietenul nostru, da, care știu, ne găzduiește știu, la Las da, Vegas. Da, da. Știu și care e camera ta, cum intri pe dreapta. Acolo când nu ești tu, vin și eu. E camera voastră, adică. Da, da, da. Da. Și doamna Irina Loghin stă tot acolo. Să ferească Dumnezeu să întâmple ceva. Că noi avem, să-i facem observații dacă se întâmplă da, în camera da, da, noastră, da, camera noastră ceva. Da, da, da. Și asta spun, că cine știe, o să te invit și la live-ul lui Enache făcut pe alte meridiane. Așa că da, ai tot timpul din da, să urci. Știi că ai dreptate pentru că buletinul meu expiră în 2077, așa că e musai să cânt da, până atunci. Cum spuneam eu, Ravelicu, moldovencele sunt de două feluri. Doamne și Doamne ferește! Eu n-am fost niciodată doamne, dar Doamne ferește, da, prin cântec, prin ești cântec. Ești o doamnă și rămâi o doamnă a folclorului românesc, te iubim mult și vreau să ne mai spui câte ceva. Tu ai 8 frați? Am fost. Ați fost 8. În casa noastră, în familia noastră, au fost 8 frați și mai suntem 3 în viață. Au plecat ceilalți, au plecat la Domnul, toți știau să cânte, toți erau pe petrecere, toți, dar n-a vrut nimeni să urmeze da, de drumul cântecului. Nu știu, nici fata mea, nici nepoata mea, n-au fost pentru ei. Și mai bine așa, pentru că nu trebuie să forțezi pe nimeni, că dacă nu ai talent, nu vrei, nu trebuie să spui, băi, cântă, a, păi nepoata lumioară sau fata lumioară. Și tatăl sau... tău cânta și el sau doar mama? Nu, tata, numai mama cânta. Tata lui plăcea extraordinar de mult și într-un fel, ca să spun așa, era un pic gelos pe mama, că mama era privită de toți, n-a în sat, ea cânta frumoasă, cu păr blond, lung, era foarte frumoasă mama. Eu îi semăn ei... Nu la frumusețe, la cântec, la cine felul de a gândi. Cine la frumusețe? Am avut un frate, Mircea, și sora mea, Vasilica. Dumnezeu să-i da, Dumnezeu acolo, să... se uită la sora noi. Mea era o frumusețe de fată și, Doamne, ziceam, Doamne, ce bine ar fi fost eu frumoasă ca sora mea, da, cu vocea care o am. Dar las că nu mi-e rușine cu tine, sta. Auzi, am înțeles că ai o nepoată frumoasă, nu știu ce spunea Doamne, presa. Doamne, ce nepoata. Doamne, presa ce spunea, nepoata. Nu știu ce s-a o nepoată frumoasă, s-a măritat, e la locul ei. A, s-a măritat. Sigur că da. S-a măritat, a făcut nuntă. Exact, așa și este. Zi-mă, Paule, dezvoltă dacă așa e. Așa și este, într-adevăr, zi, este da. Foarte frumos. Am o nepoată frumoasă, țină, Doamne, sănătoasă. Bravo. Pentru asta o să-ți primești tu ceva. Am o nepoată frumoasă, Vârciule, mai stai pe acasă. Adică să stea la locul lui, nu? Că am înțeles că a fost. Nu, el, nu. Nepoata mea este... căsătorită. Nu mă, dar mai este de mult. Este bine. Mă, au fost prieteni. De ce? Păi și apoi da, a zis nu. Să stea acasă. Nu mă, nu. Nu, să știi că Liviu Vârci este o vedetă extraordinară. Da. Și un lume om extraordinar, da. Stilul, și are viața lui, fiecare da, 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 toți da. Am avut viața noastră pe altcineva și da, dacă ne până la s-a speculat la un moment dat și nu știam, am vrut da, să-l dezvolt un pic. E, are un băiat foarte îmi place din nu se poate, mor după el da, da. Dai Macedon da. Și, oh, da, da, cum da. Îl cheam pe el? Călințaru, Cătălin Călințaru și nepoata Mioarei Velicu, casă de Cristina piatră Călințaru. Cristina Călințaru, se știe de la Paul Stângă și Adrian Enache dragoste și sănătate, haide! Asta e de la mare e lumea. Mare e lumea, mare, mare, mare peste tot. Românul e tare. Mioara e tare peste tot. Dar cântă machedonește pentru Călințarul. Ce spune acolo pentru Cristina și Cătălin Călințaru? Thank you.
poate de hip-hop. Un trandafir crește la fereastra mea și și-a pleacă frunzele în jos. Peste râu se aude un cânte cunoscut și strigă tonile în cor. Peste râu se aude un cânte cunoscut. Sunt privighetorile în cor. Haide, haide, haide! Shaka bomb bounce, shafts to the nose and the guts and the show. Mioara Velicu and Adrian and I can make show. Pentru Cristina, ca să-ți crească adrenalina. Ia-ți, Paule, ce zice Mioara? Yo, ce zice Mioara acum? Ca să-ți crească adrenalina, o să-i cânt acum lui Cristina. De la Cătălin și Adrian să vă umpleți de bani. Yo, 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 yo. Și de la Mioara Velicu, că-i place lui tăticu. Se știe! Asta e celebră oprirea asta. De la trupa asta, frații din Spania. Gypsy Kings. Tap, 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 tarat. Cuando se Maria Cârneci, cuando se Maria Ciobanu, cuando se Maria Dragomiroi, cuando se Maria Lătărețu, cuando se Maria... De la Jean. De la Jean de la Creazul. Da, ce frumos. Și Jean a fost. Ava, ce a făcut și Jean aici cu noi. Ce îmi place de el și de Vale Vigelii la fel. Vale de Storm. Pentru că sunt soliști care cântă pe orice. Placul tuturor. Da, da, adică corect. Pot să cânt de ale lui. Eu pot cânta de ale lui. Da. Nu o să pot cânta... nu o să pot cânta de-a lui de la Salam, pentru că el cântă foarte greu și are el un stil aparte și nu o să pot cânta, dar de la Vale Vigelie pot să cânt, de la Jean de la Craiova pot să cânt, mie mi-a plăcut și îmi place în continuare Guță, pentru că el în prima dată a doinit, da, păi da, sigur, la... Bănățenii, Doamne, nu se place și îmi plac toate cântecele lui care le-a scos. Mirela acum Petrean îmi place, da, 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 da. La Timișoara. Căs, Nicoleta Voica, Andreea Voica, Voica, Andreea Voica, sigur, Ana Pacatiuș, Pacatiuș, da, ce mai îmi place. Achim Nica, Achim Nica cânta, Nicu Covaci. Mare rapsod. Da, păi sigur că da. Uite, hai să cântăm un pic de, ia. De la el. La obreja într-o grădină mi-a prins dorul rădășină, măi. Au, au, au. Cine doda moare, măi? Vreau dorul să le iau acasă, rădășinile nu lasă, măi. Au, au, după cine toată moare, măi. M-aș duce peste tot în lume cu el. Numai eu cu el m-aș duce. Am fost numai eu cu el, știi ce bine? Doamne, dar nu știu, am fost în America cu el, fost... Doamne. Știi când așteptam, te pupăm, bebe micu? Da, și pe Nașul Maria. Nașul lui Paul și prietenul nostru, impresarul și nostru. Pănașa mea, pe Maria. Pănașa Maria Dragomiroi, da, da. O pupăm și vă iubim. Și așteptăm turnee. Da, turneele vin. Nu, dar spuneam că bebe, știi că ne...
spunea să venim cu 3 ore înainte la aeroport, ne mai trezea cu 3 ore înainte, nici nu apucam să dormim în turneu. Dar eu n-am simțit cât de la vârsta mea, n-am simțit... Da, 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 știu că ai fost o eroină acolo, știu. Mi-a plăcut foarte mult. Eu am venit după tine imediat și povesteau. Contează foarte mult ca impresarul să te respecte, da, și să facă un program extraordinar și a făcut într-adevăr. Și... eu n-am visat niciodată să fiu la Las Vegas. 3 săptămâni am stat în Las Vegas și a fost nemaipomenit de frumos. Peste tot, pe unde și ne-a românii dus. Ne-au primit românii, extraordinar. Dar nu, da, nu îi pupăm pe toți, aștept iubim. Să mă mai duc. Da. Da. Dacă n-ai simțit turneul ăsta, n-ai simțit în primul rând... Gașca a fost de așa natură. Păi, dar contează cu cine, da, pleci. Cel mai drum. Mult. Da. Da? Și la drum și la bani cunoște om, știi? Știi, da, că eu am o vorbă pe care a preluat-o și prietenul meu și al tău, Raul, la petreceri când mergem. Le invit să danseze și le-a plăcut mult americanilor chestia asta. Zic că haideți, nu fiți fioși. Chiar dacă nu o cunoașteți pe domnișoara sau pe doamna, invitați-o la dans, pentru că Adrian Enache v-a învățat și vă învață mereu. Nu contează cu cine vii, contează cu cine pleci. Înțelegi? Și Bebe cum stătea cu 3 ore înainte cu Paul. Paul zice, ce facem aici la aeroport? Că luasem biletele tot. Păi și deschidea cutia, lua acordeonul și începeam să cântăm jazz-uri, rock-uri. Făceam eu ca trompeta. Păi s-a adunat, era americanii acolo. Și a zis, Bebe, pune-mă bilete. Ia bilete, păi ce facem? Adică să câștigăm oamenii ceva. Cu acutii un pahar de băutură de la bar, să așezau în fâșii de ascultat. Dar ce frumos! Da, atmosfera contează foarte mult și nu simți oboseala și cânti cu mai mult drag și mai ales că românii n-au uitat niciodată de unde a plecat și cântecele noastre n-au și tradițiile. Ai văzut cum ne servesc ei cu mâncarea noastră românească și cât de bine este. Apropo de Cuando se Maria Dolores, Cuando se Maria Dragomiroi, cum ai început să cânti la nunți și cine te-a îndrumat prima oară să cânti la nunți? Eu am început cam din 1978. Dar aveam acolo, la țară, la cort, știi cum se cânta când eram în județul Vaslui. Da. Dar când am venit în 80 la ansamblul Ciocăria... Ai fost și la Bârlad după aia. Da, da, da. Păi la Bârlad a fost întâi și pe urmă la Vaslui. Da, la Rapsodia Dunării când ai fost angajat? La 63. La Galați. La Galați, un an de zile. Pe urmă m-am transferat la Trandafir de la Moldova, din Bârlad. Și dar de ce ai plecat de la Rapsodia Dunării? Păi pentru că eram Dunărea e mare, e generoasă. Știi ce se întâmplă? Eram două pe un post. Da? Eu și cu o fată care cânta oltenești și era mai spre Moldova, așa, Galațiu, știi că la interferență cu Muntenia și cu Dobrogea, și atunci mi-am căutat să mă duc acolo pentru că era mai spre Moldova, dar Moldova de Sud. Și mi-a prins foarte bine, mi-am cules cânteci, mi-am adus cânteci, iar când am venit în București, eram deja în București, știi cine m-a adus? Benoni Sânulescu, Dumnezeu să-l ierte, și Ileana Sărăroiu, da. Dumnezeu să-i odihnească. Ei m-au văzut, m-au ascultat cum cânt acolo când veneau cu noi în colaborare. Cu Maria Cioban ce legătură avea? Cu Maria Cioban am fost colegă 10 ani de zile la ansamblu Ciocărlia și Maria Cioban m-a luat la nunți. Și așa am putut eu să... Da, câștigam foarte bine pentru că eu la început aveam câte 1500 de lei. 1500-1600 de salari. Păi era jumătate. Sigur, da. Și atunci eu câștigam foarte bine cu ea la nunți. Și ducându-mă cu ea la nunți, lumea mă plăcea și pe urmă mă lua pe mine separat. Zi ceva de nuntă, Paule, că așa mi s-a făcut o poftă cu Mioara. Ți-aduce aminte? Dar ce se cere ție cel mai des să cânti la nuntă? Păi... când din toate zonele țării, dar în primul rând și în primul rând încep cu Catrina. A, corect, da, e piesa Catrina, da. Haide! Oi, verdi, bără, voi, bă! Oi, așa-i fără pic la noi! Ora mea moldovinească, măi! Și n-o știi s-o pornească, măi, măi! Stânga unu, dreapta doi, măi, că așa-i hora pe la noi, măi, șai, diri-diri-diri-ra. Și mai zi o horă, dar ce mai cânti la nuntă tu? Păi cânt, cântece din toate zonele țării, pentru că la o petrecere nu sunt numai moldoveni. Sunt din toate zonele și atunci când de toate și dacă Dumnezeu mi-a dat vocea asta și merge bine și pot să cânt, cânt de toate. Hai să facem și un solo de trompete la jumătatea piesei, dar o piesă pe care o alegi tu, să fie mai lungă așa. Ia uzi.
ia-ți mireasă ziua bună. De la tată, de la mumă, ia-ți mireasă ziua bună. De la tată, de la mumă, de la frați, de la surori, de la grădina cu flori. De la frați, de la surori, de la grădina cu flori. Zi, Paule! Cum mi se duce mâna spre paharul cu apă, n-ai văzut? Și vine le zice: vai, dar și cum ți-e sete în continuu, Mioara? Înfloriți, Florin, floriți, măi, că mie nu-mi trebuiți, măi. Înfloriți, Florin, floriți, măi, că mie nu-mi trebuiți, măi. Mie când trebuiați, măi, pentru mine nu-mi floreați. Ce se aude, măi, neicuță, joacă sârba în poieniță. Hai, neică, și noi la joc, să nu ne lăsăm deloc. Hai, neicuță, și noi doi, să jucăm ca pe la noi. Să jucăm sârba pe loc, să nu ne lăsăm deloc. Iauzi una, iauzi două, iauzi 49, 10, sârba ca la cor, să se audă până două, sârba ca în Oltenia, să se ducă pomina. Hop, una, șa de două, șa de trei, să-i dăm bătăi. Hop, una, șa de două, șa de trei, să-i dăm bătăi. Ioana Vilicu. Ei, de trei săptămâni jumate, eu intrat în junghi spate, eu intrat în junghi spate, măi vădiți măi. Și-am dat cu toate șele să iasă junghiul din șele, să iasă junghiul din șele, măi vădiți măi. Degeaba și să vă spun că mă doare și acum, m-am gândit când eu juca, poate nu mă mai juc. Degeaba și să vă spun că mă doare și acum, m-am gândit când eu juca, poate nu mă mai durea. Hai, zic Gheorghiță, zic cu foc, zic cu trompeta. Hai, cum tare îmi place să joc. Zic cu foc și zic mai tare. Băi, o lecuță mă mai doare. Ce ziceți, domnul Bebe? Cel care filmează e impresionat, râde de zăprăpădești. Da, Paulică, bravo, ai terminat la timp. Bravo, bravo, da. Bă, tu tot timpul termin la timp, mi-a spus mie cineva. Cu asemenea oameni eu, lângă mine eu trebuie n-ai... să-l întreb ce nu știe. Da. Măi, să știi că nu prea are ceva ce să... Poate hip-hop, dacă vrei să faci hip-hop, nu prea. Orice, Doamne, a? Orice cântă. Da, să facem o piesă, noi pe viitor. Fii atent, vreau să fac un hip-hop cu folclor, cu intervenția lui, da, Paul, da, Stângă. Da, da. El mă ajută pe mine la studio cu, pe care l-am cu Rareș Varniote, de la trupa Alb Negru. Da, știi, da, pe Rareș, da, pe nebunul, da, da, care, da, e moldovean. Miroase în toată camera de talent. Ca să nu sunt pute de talent, că e venit și el de la Roman. Chiar o să te invităm la noi la studio să înregistrăm ceva, da, împreună. Da, Paul, da, știe că lucrează cu noi de eu mult. Eu sunt deschisă la orice, deși, da, sunt colegi care zic că m-am depărtat de folclor, dar nu este adevărat, no, pentru, no, că, no, îmi place ceea ce cânt și să cântă la ora actuală, pentru că la o petrecere nu te poți duce să cânți numai mult. Tu vii îmbrăcată tot timpul în folclor, în costum național, sigur, național, dar și dacă, no, faci, no, no, un divertisment, un show, da. Din motivul ăsta ești de actualitate, pentru că tu cânți melodii care sunt de actualitate și normal că oamenii te plac. Da, înțelegi? Eu nu le cânt la televiziune, sau le cânt la petreceri, pentru, corect, că, corect, lumea să trebuie să se... Tu cânti și romanțe frumoase, am, da, te-am auzit. Da, Doamne, dar ce-mi plac, Doamne. Cânti mi-o frază mică dintr-o romanță. N-am mai trecut de mult prin sat și-mi spune un om ce de pe acasă a venit, ca înflorit la noi salcâmul.
Și că ai albit, măicuță, ai albit. Alto mi-a spus că ai stat la pat bolnavă. Eu nu știu cum să cred atâtea vești. Când din scrisori eu văd bună măicuță, că tu mereu, mereu în tine. Dar n-am putut să vin, măicuță dragă, că am bărbat și casă și copii. Mai bine vino tu la noi, măicuță, să te îngrijim și sprijin să ne fii. Mai bine vino tu la noi, măicuță, să te îngrijim și sprijin să ne fii. Vai, ce mi-ai făcut! Ce mi-ai făcut, Mioara, uite-te și tu, piele de găină. Melodia ta foarte frumoasă, extraordinar de frumos. Aoleu, ce e aici, fraților, m-a luat cu frig în plină vară. Foarte frumos. Eu am fost foarte impresionat de o romanță. Nu prea cochetez eu cu romanțele, dar unele îmi plac foarte mult și chiar una m-a marcat. Am început să cânt și eu puțin, aia cu Ionică, băiatul meu cel bun, și da, aveam o strofă pe care am adaptat-o eu cu Galațiu, că dacă mama mea e la Galați și tatăl meu, îi salut și îi iubesc mult de tot. Și eu îi salut. Și din partea mea, Revelicu, te apreciază foarte mulțumesc mult, și mama și tata. Și spunea așa, aia cu... Am fost pe la Galați prin vară, dar unde să te pot găsi? Și am dormit o noapte în gară, până la un tren de-a doua zi. Și am dormit o noapte în gară, până la un tren de-a doua zi. Asta e trofa care o omoară. Ce bine. Aud că ai mașină mică, ce-i drept drumul rău pe la noi, dar poți să vii cu ea, Ionică, ți-o spală mama de noroi. Dar poți să vii cu ea, Ionică, ți-o spală mama de noroi. Băi, nu mai pot, nu mai pot. Doamne, Maica, Doamne, ce fericire că ai părinți. Ce? Dar nu mai pot. Mie mi-a plăcut. Uite, ai plâns și tu. Iată, mie mi-a plăcut foarte eu mult piesa asta am. Și eu am adaptat-o pentru mama ta, bă. Ia, spune și fii atent, Mioara, ce se întâmplă aici la noi. Totul... E bine inima, Ionică, mă supără din când în când. Pe tine să te aștept acasă, nu te-am văzut de ani la rând. Știi bine, inima, Ionică, mă supără din când în când. Pe tine să te aștept acasă, nu te-am văzut de ani la rând. Ionică, Ionică, băiatul meu cel scump și drag, te-așteaptă o bătrânică, mereu plângând în prag. N-ai frică și n-ai teamă, că traiul mi-e ușor. Ionică, Ionică, de tine mi-este dor. Aud că ai mașină mică, dar drumul este greu la noroi. Dar dacă ai să vii, Ionică, ți-o șterge mama de noroi.
Hai de mine, ucigătoare. Ionică, Ionică, băiatul meu cel scump și drag, te așteaptă o bătrânică, mereu plângând în prag. N-ai frică și n-ai teamă, că traiul meu ușor. Ionică, Ionică, de tine foarte frumos. Bravo, bravo. Ce momente. Eu nu sunt solist vocal, mai când și așa între prieteni. Auzi, de plăcere. Ai plântat săgeata la inimă, lasă-mă că nu e solist vocal. Cânt mult mai bine decât mulți foarte care se dau solist da, vocal. Da, 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 da. Măi, Paule, măi, Mioara, ce momente se nasc aici? Nu, poate n-ai crezut înainte place, să vii aici. Îmi place la tine că nu mă ții mult de vorbă și noi o să cântăm, că de fapt asta știm liber. Cel mai bine. Da, da, da. Da. Auzi, acum să trecem peste momentele astea, că am și plâns puțin. Când te-ai decis să te buți la București, la ansamblul Ciocărlia? Da, în 1980. Ai venit în București? Da, am venit în București la ansamblul Ciocărlia prin transfer și am găsit monștri sacri ai folclorului. Angela Moldovan, Benoni, Maria Ciobanu, Maria Butaci, Ion Cristoreanu, Simeon Pop, da, Doamne, nu se poate. Mi-aduc aminte, eram copil. Și... Da, Maria Butace, ce frumos! Am avut niște nunți cu dânsa. Vai de mine, unde a fost frumos, invitată și mi-a rămas în minte, avea o melodie. Cu firule de iarbă. Firule, măi fir de iarbă. Firule, măi fir de iarbă, pe tine cine te-ntreabă? De ești mare, doare, de ești călcat în picioare. Nu mi-e teamă, nu mă doare, că sunt călcat în picioare. Nu mai știu mai departe și nu mai avea. A fost odată într-o pădure un moș bătrân cu baba lui, trăiau sărmani ca vai de lume, în măreția codrului. Moșneagul nu mai vrea nimica, el numai moartea și-o dorea, dar baba ar fi vrut să aibă un suflet tânăr lângă ea. E lung, e frumos, e splendid, nemaipomenit de frumos. Ce frumos. Asta este balada Cerbului. Cerbului, da. Foarte. Cerbului Carpatin. Tot Maria cânta și numai ea știa să cânte atât de frumos. Ceva, da. Generația asta, generația asta tânără, mă refer, 20 ceva de ani, eu nu cred că au ascultat vreodată melodiile astea și cred că pentru ei, nu știu... Nu, dacă nu e pe Insta, adevărat. Pe TikTok, nu... Păi asta am zis, că ei au alt noroc, acum se pot lansa pe Facebook. Noi ne lansam, aveam repertoriul nostru și ne lansam în sălile de spectacol unde mergeam, dar și emisiuni de televiziune. Televiziunea Română pentru mine a fost rampă de lansare și pentru toți. Așa cum spun da, și maternitatea. Da, 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 e adevărat, da, pentru că atunci când se dădea doar 2 ore de muzică populară, noi ne-am făcut cunoscând vreo 400-500 de soliști din toate zonele țării, cântând doar o dată la lună sau nu știu când. Da, spune-mi iar, care ar fi diferența între anii 80 și după 90? Ce înseamnă la tine diferența până asta? În 80, cultura, sănătatea, religia erau la loc de cinste și învățământul. După 90, noi am suferit enorm de mult pentru că a venit un val de muzică plăcută, dar nu n-am mai ascultat un timp muzică populară lumea. Da. Și noi am căutat să ținem mai departe. Și vreau să spun că pentru asta... Și ați da, reușit. Exact, da, da. Și am reușit. Pentru că tot timpul am adus cântece frumoase. Cei care au adus sunt
soliști, sigur, și prin stomacul meu trece foamea, dar n-am vrut să mă las dusă de val. De știi? Vremurile care propun și dacă niște nenorociri la ora actuală. Sunt solicitat, înseamnă că am avut ceva de spus și că și aduc în continuare da, cântece frumoase, pentru că lumea mă știe așa, cum folclor moldovenesc și asta aduc. Păi și la noi în muzica pop n-ai văzut că și filmele care se fac acum și sunt premiate cu Oscar sunt despre Elvis Presley, sunt despre Beatles, despre Queen, au dat la toate premiile, filmul despre Queen și Elvis Presley, ABBA. Păi ce să spun, că la Londra se joacă spectacole cu ABBA, holograme. Deci ei sunt puși în hologramă. Dar asta n-am văzut. La Las Vegas am fost cu Paul, nu știu dacă nu erai și tu, și am văzut spectacol tribut Michael Jackson, cu Michael Jackson lângă noi, hologramă. Îmi pare rău, da. Deci se apelează tot la muzica adevărată, aia veche. Da. Pentru că aia a fost și rămâne, sigur, va rămâne. Sigur că da. Nu știu dacă din ziua de azi, dacă rămân 2, 3, 4, 5 piese. Măi, când cânta Maria Lătărețu, au plecat ontem la coasă, ila, 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 și-au rămas oltencele, ila, 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 ila. Și uite așa a venit actorul de culoare Victor Ila la noi în România și a rămas când a auzit. Și el acum și ce face? Cântă piesa asta. El zice că el pentru el era. Da, 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 Victor Ila, un om nemaipomenit. Da, 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 foarte de la frumos. Grupul VO, da, 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 da. Coleg cu noi la Naționala de Fotbal Artiștilor. Foarte bun, da. Ila, Ila și-o cântă. Nu l-am văzut de mult, m-am găsit de câteva ori cu el, da? Și un băiat extraordinar. Profesor, da, e profesor, da, la noi aici. Ila, Ila, și-o cântă-i pat. Și-a rămas oltencele, ila, 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 să se cere grânele, ila, 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 ila. Ia uite, țambalo, pull the left, keep the right. Se poate, mă, nu se poate, se orchestră întreagă. Bravo, Paul, bravo. Ce zice acum? Cum zicea Gabi Lucă? S-ai grijă de ăla micu, ăla micu cât piticu, învață-l ca să ciurdească, ca să zichi vernisească, să nu facă vreo trăznaie, ca să ajungă la pârnaie. Ia uite, în toate zonele pe unde am fost, am foarte frumos de puțin așa. Pentru Vioara Velicu, cu bucurie, de la tăticu și piticu. Deci cum e asta acum? Deci învață-l să ciordească, ca să se chivernizească, ca să se... nu facă vreo trăznai, ca să ajungă la pârnaie. Deci e tot mai pe invers. Știi cum e asta? Nu știi, cu unul era arestat pe 20 de ani. Da. Și de-abia l-a arestat și în prima iarnă îi trimite scrisoare la maică-sa. Nu știi asta? Nu, 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 nu. Mamă! A, nu, maică-sa îi trimite scrisoare lui. E da. Primul Crăciun fără tine, băiatul meu, sau ceva. Zice, cum ești, mamă? Cum... Zice, la noi e nenorocire. Aici s-a scumpit toate, e amărăciune, n-avem bani, nu prea am bani să-ți trimit pachet, tu ești la pușcărie, suntem amărâți, suntem vai de mama noastră. Și acum îi trimite el scrisoare în lumăsa. Mamă, stai liniștită, că mă descurc, că mâncarea e cât de cât ok, avem televizor în cameră, căldură avem, ne descurcăm așa cum putem, sunt bine. Și mă, să-i trimite înapoi scrisoare. Mamă, ai grijă ce faci, să fii cu minte pe acolo, să nu faci dracu, vreo trăznaie să te dea afară. Da, să nu facă vătăznaie, că să te dea afară de la pârnaie. La pârnaie. Da, frumos așa. Erau mai bune condițiile în interior. Normal, normal, da. Draga mea Mioara, da. Știu că ești o împătimită a sportului, mai ales că ai fost căsătorită cu un mare sportiv român, un mare luptător, Nicolae Martinescu, da, da, da. Campion olimpic. Când eram mic, urmăream. Am fost și lucruri noi, nu știam. Da, nu știai? Da, da, da. Da, Mioara a fost soție de Cernea, luptător, da, cu Cernea, lui Irina Login. Da, da, da. Da, o generație extraordinară de luptători, medaliați tot. Foi de mine. Păi erau la televizor tot timpul, erau la televizor. Și el a început la Galați. La Galați, la Galați, de unde era de loc? El din Făurei, de lângă Făurei, Vișeu. La
la Brăila, de la Bănel Nicoliță, de acolo. Da, 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 da. Și te-aș întreba, am înțeles că a avut o moarte suspectă, să mori intoxicat, când pârlea un porc, adică asta mi se pare... Noi ne-am dus la țară în 1900... Da, mai omul. Da, după ce am ieșit eu la pensie, în 96, așa? Ne-am dus să tăiem porc acolo, la țară, alte obiceiuri, alte, da. Nu, la mine, la mine, acasă, la Ireasca, da. Și înainte de asta am fost la niște prieteni la Ghidigeni acolo și am servit câte ceva și am venit acasă. Și noi aveam sobă teracotă cu... Să nu-mi spui că monoxidul de carbon de la... Da, din cauza asta. Și păi să și vezi n-ați că dormit puteam... împreună? Păi să vezi că faptul că a ieșit fum, eu n-am mai vrut să dorm, nu-mi place. Nu... Nicule, hai să dormim în partea asta. Și a zis că nu, eu vreau să dorm aici, acum mie îmi place să stau la răcoare, nu știu ce. Și eu n-am vrut să stau acolo, că mi-era frig. Că altfel și eu eram amândoi, da. Eram amândoi, da, da. Și atunci a fost dimineață când m-am dus să-l scol. Măi, Nicule, dar noi am încălzit apă, tot, ce facem? Nu, trebuie să tăiem porcul. Și el era în comă. În comă profund a fost și l-am dus așa la tecuci, la spital și Dumnezeu să odihnească pe doctorița care a avut grijă de el, pentru că știi cum e în provincie. Da. Și a stat o noapte, a stat așa o noapte și a spus că dacă nu-și revine a doua zi, înseamnă că gata, se termină viața lui. Nu îmi spun prin ce am trecut și cine e cazul și Doamne, nici nu vreau să știu. Da, și pe urmă el dimineață s-a trezit. Și a spus, fii atent cum, așa, s-a trezit? Și, da, s-a trezit, a deschis așa ochii și a zis, mă doare piciorul. Și zic, da, ce, Doamne, bine că s-a, doamna mea era venit, că el e bine, da. Da, s-a trezit, da. Și cum crezi tu, patul era prea mic pentru el, că el avea, era 1,80 m și în bara aia de la pat era talpa lui. Da, da, da. Da, și prima s-a trezit și... Păi și dacă s-a trezit? Da, după aia n-am... A trăit atâția ani de zile și după aia a făcut deci el a trăit după intoxicația. Da, bineînțeles că da, sigur că da. A, păi am crescut da, 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 după da. Aia? 2013 a murit, da. Și după aia de ce a murit totuși? Pentru că el avea două cheaguri pe aortă care nu puteau fi dizolvate. Înțelegi? Și mereu mergeam la doctorul Țintoiu, Dumnezeu să-i dea sănătate, și făcea o injecție, nu știu cum se chema, dar dacă el s-ar fi îngrijit atunci, după ce și-a revenit, era foarte bine, trăia și ziua probabil de astăzi. Nu, mă, era nebunit să facă o casă la Vișani, acolo. Îi plăcea extraordinar de mult. S-a interesat mai mult de asta decât de sănătate. Și totuși eu nu vrea să meargă la doctor. Și m-am dus eu cu analizele la doctorul Țintoiu și am zis, domnule, te spuneți-mi ce are, că el nu vrea să vină. Și am zis, doamne, nu pot, aduceți-l aici să vedem despre ce e vorba. Și dacă cu 2 ani, dacă venea mai înainte, trăia și în ziua de astăzi, pentru că ele s-au îngroșat din ce în ce și nu mai... Ce muzică a ascultat domnul Martinescu? Da, îi plăceau romanțele extraordinar de mult, da. Și mă duceam la nuntă cu el și el, plăcându-i un program așa să fie din astea mai lente, așa mai asta... Să dansați și, da. Și îmi spunea mie, Mioara, nu faci bine programul la nuntă, tu trebuie să încep cu o romanță. Măi, Nicule, cum să încep cu romanță? Zic, lumea e poșpriți, pe distracție acolo. Cum să încep cu romanță? Și îi plăcea un cântec pe care eu l-am imprimat, îi plăcea foarte mult. Pe o culme tristă doarme, ai și cerul plin de stele, patru plopi mi-ascund în umbră, casa mândrei mele. Intru în curte și privesc, ai casa-i în partea dreaptă, dar deodată căzăresc, cu mândra în prag mă așteaptă. Și tot așa are cuvinte. Ce frumos! Da, îi plăcea și îi cântam tot timpul cântecul ăsta. Pentru el, că la nuntă nu poți să cânți. Da. Aștepta pe mândra lui. Da, e adevărat, da. Și ce, mă, rocul lui îi plăcea? Ia, fii atent. Ba da, îi plăcea, orice muzică îi plăcea. Știi ce vreau? El asculta, da. Vreau să-mi faci
altceva față de ce știe lumea, că faci și tu și eu trompete. Facem o trompetă la rock and roll. Mai de după pauză. Zic lumea cam înnebunită. Da, păi nu, să vadă câtă ai, ești multitalentată. Foarte frumos. Uite ce înseamnă un artist complet. Poți să te joci cu ce vrei, orice gen. Ca an, să știi că vreau să spun că anul ăsta am făcut 61 de ani de cântec. Da? Înainte. Și la anul, dacă mi-a ajutat Dumnezeu, fac 80 de viață. Doamne, ce petrecere facem la anul? Păi, să nu ne uiți pe noi, că noi pregătim tot ce trebuie acum. Miza în plasul. Mulțumesc lui Dumnezeu și cam acest optimism și cam acest drag de viață. Pentru că eu nu... Mă lipsitor. Pentru că eu nu am trecut și eu și trec în continuare prin greutăți ca orice om. Dar nu m-a lăsat doborâtă. Am căutat și Dumnezeu mi-a dat acest har minunat și cred că toți care sunt știu să cânte, trec altfel peste greutăți. Uite, deși noi mergem împreună în turnee și în America și pe unde am mers noi împreună de atâta timp, nu m-aș fi gândit că faceți 80. Adevărat, eu aveam impresia că 70. 80 de ani. Mulțumesc, ești top model, Mioară, ești top model. Frumos și superbă. Uneori aș vrea să renunț la Facebook, pentru că sunt și comentarii și așa, așa, da, așa, da, știți? Da, da, da. Mă doare când... Răutăcioase, da, invidioase. Da. Și asta a zis, mă, lasă fiecare să gândească cum vrea. N-am răspuns niciodată, pentru că n-are rost și eu îmi văd de viața mea ești în continuare. Ești o mântase fină, tu n-ai cum să cobori la nivelul lor. Nu, lasă să vorbească, pentru că mie îmi place ceea ce fac și dacă o fac și bine, dacă nu altfel bine, numai... foarte bine. Nu, adică... dacă... sunt puține doamne la vârsta noastră să mai cânte live și așa, la nivelul ăsta. Foarte bine. Vorbeți-mă. Sunt instrumentiști. Lăutarul nostru vechi, care știe și a văzut multe la viața lui. Și spunea... frate, dar stai de fapt, tu ai dreptate. Și era o vorbă a lui Cornel Constantiniu, pe care l-ai cunoscut, sigur. Cornelușul, îl salutăm. Trece printr-o perioadă grea, că e bolnăvior, dar nu o să-l uităm pe Cornel Constantinu și spunea, avea o melodie, lasă lumea să vorbească, stai rostul ei, știi? Da, frumos. Da, 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 ce cântece, ce cânteci erau, ce poezii, da, ce toamne, maica. Adevărat, valoroase. Uite, am sau și rămas în viață. Fii atent ce facem acum, îi spun lui Paul să pună o muzică așa misterioasă și eu pun 10 întrebări din suflet, așa, în care să răspunzi flash-uri, rapid, așa, fără să te gândești prea mult. E frumoasă rubrica, e nouă. Trebuie să fiu foarte atentă ce spun, pentru că lumea poate să scoată din context și zice că, mă, cine știe ce am făcut. Nu, că nu e așa greu. Paulica... Yeah! Ladies and gentlemen, Mioara Velicu, answer. Adrian Enache, ask. Care a fost cel mai dureros moment din viața ta? Cel mai dureros atunci când am pierdut-o pe mama și pe bărbatul meu. Ce faci când ești foarte tristă? Când sunt foarte tristă, am un microfon de karaoke și îmi cânt singură și mă corectez. Ce frumos!
Când te simți cea mai fericită, ce te bucură cel mai mult? Când ești tu cel mai fericit? Aplauzele mai publicului. Aplauzele. Publicul m-a făcut ceea ce sunt la ora actuală. Ți-am spus nici sus, nici jos, pe la mijloc. Dar asta mă ține extraordinar în viață și cred că o să mă țină cât o vrea Dumnezeu și cât vrea publicul, da. Crezi că ești altfel decât te percepe publicul tău? Poate printre colegi sunt altfel, să zic așa. Mă percep ei altfel, dar eu sunt la fel așa din totdeauna, cum mă știu. Da. Nu mă pot schimba. Natural, deci, natural, da. Bine, ești bio. Asta sunt, da. Și semănăm foarte mult. Că și mie îmi spune lumea, băi, eu nicio diferență. Cum ești la televizor, ești pe stradă. Da, sigur. Păi zic, care fără să-mi aleg cuvintele. Da, de ce să fiu altfel? Ia spune, Mioara, care este cel mai prost obicei al tău? De care nu ești mulțumită, evident. Cel mai prost obicei este că tot timpul sunt la bucătărie să mănânc. Dar nu e prost. Ba da, pentru că trebuie să mă și mențin, e vorba și de sănătate. Dar cel mai prost obicei e să mă duc repede, parcă mă împinge. Când îți gătești singură, parcă te-ai adorba repede, nu mai stai. Da, dar totuși am nenorocirea că mă uit. Nu nenorocerea, și o fericire că mă uit pe Netflix și văd tot felul de filme și ăla mănâncă tot timpul în filme și atunci mă duc și eu jos la corect. Bucurie. Da. Să nu te uiți pe canalele de cooking. Nu, numai eu la filme din astea romantice, istorice. Deci la astea cu bucătărie, canalele de gătit nu te uiți. Nu, pentru că eu știu să gătesc de acasă și nu aș putea nici să pronunț, cum zic ei, ce mâncăruri fac ei acum. Da. Cea mai penibilă întrebare care ți s-a pus vreodată, care a fost? Nu știu cea mai penibilă. De la vreun ziarist, ziaristă. Cea mai penibilă întrebare, de fapt n-a fost întrebare. Am avut odată un interviu și acel reporter mi-a băgat microfonul așa și să vorbesc singură, fără ca să știi nimic despre mine. Deci mi-a băgat microfonul. El nu știa vorbește, nici ce să te întrebe. Da, nu știa ce să mă întreb. Și atunci a fost penibil că dacă nu se te întreabă cineva să spui, să stau așa să povestesc de viața mea, aș putea, dar... Și atunci am renunțat la... Da. Bine că nu ți-a spus bună seara, doamna Irina Loghe, ce ne puteți spune despre... Nu, să știi că din punctul ăsta de vedere mie îmi spune câteodată Laura... Lavric. Și ei spune Mioara, da. Dar nu ne supărăm pentru că amândouă cântăm împreună. Și are și Laura o viteză. Ea mai mare are viteză de 4x4. Mai mare, da, e foarte mare cântăreață. Ia spune, Mioara, ți-e frică de ceva? Ai frici? Mi-e frică de pedeapsa lui Dumnezeu, pentru că oricine are greșeli. Mi-e frică de poliție, deși n-am greșit cu nimic. Și mi-e frică de spital, să n-ajung la spital, să mă îngrijească cineva și eu să nu știu să fiu un... Am înțeles. Da, de asta mi-e frică. Și cum te vezi tu la pensie? Păi eu... Ești la pensie, bănuiesc. Da, din 96. Din 96, dar ai pensie de la Ciocârlia, nu? Da, nu. N-ai luat, de la ce n-ai pensie? Pentru că a fost, nu pot să spun, că a fost așa un incident acolo și am plecat la Burnas un ultimul an, la Liviu Vasilică și am ieșit de acolo la pensie. Da, Taylor, cu pensie mai mică, da, pentru că ansamblul avea categoria mai asta. Dar tu nu simți că ești pensionar, că ești activă. Doamne, ferește. Sunt niște bani care vin în plus acolo. Bineînțeles că da, dar am pensii foarte frumoase. De ce să nu spun? Am 4.000 de lei. Pentru mi-ar ajunge chiar dacă n-aș mai cânta. Dar... pentru că pot să cânt și merg în continuare, de ce să nu am ceva? Doi bodyguards, vă rog, când termină doamna Mioara Velicu, să asigurăm pensia că a spus-o pe post și să nu vină doritorii. Nu. Dar să știi că toți soliștii suntem de populară și nu numai de populară, suntem mulțumiți, dar să înțelege greșit. Dacă dai un interviu sau dacă spui ceva, să înțelege. Uite, Maria Dragomiroi a spus că are o pensie mică, dar ea nu la asta s-a referit. S-a referit pentru anii de cântec. Pentru că eu n-aveam cum să plătesc înainte decât ce-mi cerea statul. Atâta plăteam, nu știam că să plătesc la pensii, nu știu ce. Dar eu sunt mulțumită pentru ce am, pentru că... nepoata și fata mea sunt sănătoase, pentru că țin la mine și pentru că am o viață liniștită.
Fica ta se ocupă tot cu domeniul? Fica mea a fost la SRI, a fost în contabilitate. Deci de-aia ai tu pensie mare, că ești asigurată. În contabilitate? Nu te atacă nimeni pe tine. Ce stele? Stelele care cad, nu pierd. Rească, da. Cum o cheamă pe ea? Liliana. Liliana! Și mai cum? Velico. A, nu, n-a preluat... Nu, s-a despărțit și a luat numele. Liliana, Velico... multă sănătate de la life-ul lui Enache, Liliana, și din partea mamei. Onorurile merg spre Liliana Velicu de la SRI. Subofițer. Subofițer, oricum. Partea mea, să știe. Paul Stângă, care merge pe dreapta mai mult. Are volanul pe dreapta că și-a luat mașină din Anglia. Știe el. Da, da. Nu, eu... Ei, glumim și noi, măcar asta să ai cu mașina, Doamne, pe dreapta. De câte ori mă duc în niciodată Anglia, niciodată nu pot să merg cu mașina pe dreapta. Cu nu, dar măi, mă duc... Băi, când o să te cheme Paul Wright, o să fii pe dreapta. Acum ești Paul Stângă, mergi adevărat, pe stânga. Normal. De câte ori merg în... Mai ai întrebări? E, mai am două. Da, hai spune. Uite, de exemplu, care crezi că este defectul tău cel mai mare? Bă, ca să fiu lipsită de modestie, n-am defecte. Așa e, bravo. Păi, tu e un răspuns foarte n-am tare, defecte. Bravo. Eu zic, că n-am defecte. Dacă mi le vede cineva, să-mi spună. Corect. Și mă... Acum, cea mai tare întrebare. Care crezi că este defectul meu? Defectul tău? Da. Defectul tău, mă, tine și tu n-ai defecte. Pentru că tu faci atât de un show în scenă și atât bine dispui lumea, pentru că asta nu poate să fie decât numai ceva bun. Tu defecte n-ai. Defecte, că dacă mă uit așa la tine de sus până jos, frumos ești, deștept ești, din Galați ești, Moldovean. Din Galați, Moldovean. Doamne ajută! Nu e cu Doamne ferește, la mine e cu Doamne ajută! Mulțumesc, Miara, ești minunată. Și dăm voi acum să mulțumesc și sponsorilor care ne ajută să producem acest podcast de două ori pe lună, marți, la 20:45, pe canalul meu de YouTube. Și o să spun așa, Paul, o inimă sănătoasă iubește mai mult, farmacia inimii catena. Paulică, poți să cânti cu mine pe aici, ca să cânt cu Miara. O inimă sănătoasă iubește mai mult. Și acum tu. Farmacia inimii catena. Bravo, da. Rețeaua medicală ProBio, de la care ai un cadou excepțional. Oh, mulțumesc. Da. Flowers Market Holland, care distribuie flori. Și o să vezi, când ai nevoie de flori aduse din Olanda, o să apelăm la Flowers Market Holland și o să vezi ce frumuseți de flori există. Și numai să ne suni. În Olanda. Cei de la rețeaua medicală ProBio, îți oferă cardul Black, Royal Black. Stai să vezi despre ce e vorba. Beneficiezi de un set complet de analize. Uite așa, ăsta e cardul tău, în fiecare an, gratuit. Gratuit. În valoare de 1500 de roni. Așa? Și 15% reducere pentru membrii familie. De familie. Și te rog frumos să citești, acesta este cardul tău, ce scrie pe el? Nu văd bine fără ochelari. Nu vezi bine, dar poți să-ți aducem ochelari dacă ia la tine. Da, să-mi aduc ochelari, da, să-i aduc că ochelari. Mi-ar plăcea să citesc. Acum să-i aducem, că totul se întâmplă aici în direct, nu e nicio problemă. Unde sunt Martinescu Maria. Ai văzut? Ai văzut că vezi? Și ce număr e acolo? Ce număr? Sunt prea multe numere. Uite că ți-am găsit ochelari. Bravo. Și ca să e altfel când sună din gura ta. Da, e să vede. Ia să-mi spui ce surpriză descoperi acolo. Ia. Ia. 19 ziua mea de naștere și bravo. 19 a 10 a 1944. Deci, rețeaua medicală ProBio, poți să le mulțumești lor? Mulțumesc. Rețeaua medicală ProBio. ProBio, da. Mulțumesc din suflet, chiar la vârsta mea am nevoie de așa ceva. Te și rog să apelezi la ei, mulțumesc, pe Scoaia Independenței, ce 202. Ce mai frumos cadou. Mulțumesc. Îi găsim acolo, când ai nevoie, sună-ne și o să-ți dăm și numărul lor de telefon. Da. Te așteaptă cu drag. Au fost mulțumesc. Toți colegii mei care au venit la Life-ul Enache, au beneficiat de serviciile lor, a fost foarte frumos. Și mulțumesc. Benefic în același timp. Dar Vali Vigilie și acum mă sună, mulțumește. Vai, Monica bine. Angel, toți care au fost și cu părinții. Te duci și cu membrii familiei, că ai gratuitate. Și bineînțeles, firma CNS Automobile,
Dacă vrei să schimbi autoturismul, ți-aduc ce firma CNS din Germania, de la Parlamentul German, deci mașini rulate de politicieni, cu șoferi, cu asta, adică mașini, deși au kilometri în plus, ele sunt foarte noi. Foarte bine. Ca să știm, bine, orice eu... facem pentru artiștii noștri care vin aici la Life-ul lui Enache. Mulțumim frumos. Se întâmplă rar să primești cadouri așa însemnate. Păi de ce? Da. Păi există Adrian Enache, Life-ul lui Enache și alții. Și Paul Stângă spunea, la fel, există Paul Stângă și alții. Știi, spunea Nicolae Bodgros, spunea așa, l-a întrebat cineva, domnule, dar cum faceți de vă mențineți așa de... Păi atâția ani de muncă, domnule, și cum o să fie? Zice, toate orchestrele care sunt acum, toate cântă frumos, dar există Mercedes și alte mașini. Și alte mașini, da. Și în încheiere, Paulică, vreau să cânt ceva. Ce îți place ție așa? De petrecere, de ce vrei tu așa? Să închem în viteză. În viteză, distracție. Viteză. Ca să fie așa, cu distracție, că lumea care se uită la noi dansează în fața televizorului, să știi. Și a calculatorului. Șauleu m-aș mărita, n-are cine mă lua. Șauleu m-aș mărita, n-are cine mă lua. Că sunt mică și sunt rea și mă cer cu soacră mea. Că sunt mică și sunt rea și mă cer cu soacră mea. Orchestra. Și-am să plec și eu prin sat ca să-mi caut un bărbat. Și-am să plec și eu prin sat ca să-mi caut un bărbat. Unul slab și mititel ca să fac ce vreau de el. Odată când doi striga să stea drept în fața mea. Șauleu m-am măritat, mi-am găsit bărbat pe plac. Șauleu m-am măritat, mi-am găsit bărbat pe plac. Unul înalt și făcut bine, face el ce vrea din mine. Când mi-arată niciun cui, stau eu drept în fața lui. Doamnelor și domnilor, ediție de colecție Miara Velicu, distracție este la acasă aici la Life-ul lui Enache. Paul Stângă, Bebe Nedelcu, Denisa Alecu, mulțumim studioului de Leho, studioului Bebe Nedelcu, că ne dă așa frumos la televizor, ne arată bine pe toți la televizor. Și îți mulțumesc încă o dată, ești o mare artistă, nu ești unde spui tu, acolo ești foarte sus. Te iubim mult de tot, Miara, și așteptăm să vii la orice emisiune pe care o face Adrian Enache să fie alături de mine, cum sunt eu alături de tine. M-a trecut așa repede. Nici nu-ți dai seama ce dreptate avea mama când spunea da, da, nu sta departe, vino la Life-ul lui Enache, o să cântăm ca la nuntă. Cu noi e The Great Paul Stângă. Paul Stângă. Că așa-i place lui tăticu, cântă-mi oara velicu, da, da, nu stă departe. Haideți la Life-ul lui Enache. Nu uitați să dați subscribe canalului meu de YouTube, Adrian Enache, Life-ul lui Enache. Scrieți părerile dumneavoastră, vă vom răspunde la fiecare în parte. Abonați-vă și o să vedeți ce minunății vă vom prezenta și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, Paul Stângă! Ești prea mare, Paule, lasă-mă! Ești prea mare, Paule, lasă-ne! Mai lasă-ne! Lasă-ne! Ești prea mare!